Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În acest video o să vă prezint din nou iepurașii. Și pe lângă asta am și eu o noutate foarte șmecheră. A fătat femela alb cu negru, femela cea frumoasă. Așa că haideți să începem acest video și să vedem și câți puișori are. Uitați, aici este femeluța. Perfect german și a s-a smuls, încă-și mai lucră la cuib, dar încă nu a fătat, trebuie să fete și ea zilele acestea. Aici este masculul, sora acestui mascul a fătat. Uitați, este foarte frumos și el. Foarte frumos masculul și mare. Aici avem femeia fluture care și ea trebuie să fete și este deja pe aproape să fete și ea. Ia uitați-o, este foarte grasă și mare. Sper că o să fete mulți ușori puișori, mulți iepurași. Este frumoasă și ea. S-a dezvoltat destul de bine. Are undeva pe la vreo 6 kg. Aici avem masculul berbec german. După cum știți, masculul berbec german pe galben portocaliu. Ia uitați-l. Este foarte frumos și el. Ia uitați. Chiar este frumos. Este așa un portocaliu. Destul de mare. Uitați-l. Și haide să vă arăt și iepurașii. Ia uitați. Aici a fătat. Aici este femeluța. Uitați-o, nu a slăbit deloc. Și aici este cuibul. Nu uitați să dați un like dacă nu ați făcut încă acest lucru. Și haideți să luăm un pic de puf. Așa, să-l strângem un pic în mână. Uitați, aici este. Îi dăm un pic așa pe la burtică. Așa. Și haideți să dezvălim ușor iepurașii. Ia uitați, aici sunt iepurașii. Sunt 2, 3, 4 iepurași avem, unul alb-alb, unul ca și fluturele, după cum vedeți are și dunga, și unul negru-negru și unul ca și femeluța acesta de aici, acesta, este alb cu negru. Acestea sunt puișorii, 4 iepurași avem, sunt foarte frumoși, sper că o să trăiască și să avem noroc cu ei. Așa, deci sunt 4 iepurași. Sunt destul de mici, asta e. N-are nimic, măcar bine că e fătat și risc. Uitați aici femeia. Uitați aici, este femeia uriaș german. Și a trebuit să fete. Văd că s-a smuls, cred că acolo, da, s-a smuls un pic. Uitați acolo. Sper că o să fete și ea. Este foarte frumoasă și ea, este mare, trebuie să fete și ea, a doua fătare pe care avea, o să o aibă, și ea și femeia la fluture și femeia la berbec german. Toate sunt la a doua fătare, în afară de femeia la aceasta care a fătat. Ia uitați, am închis pentru că eu pe timp de zi închid, să nu le fie frig la iepurași, pentru că, ia uitați acolo. E acolo. Și mai bine să fie închis. Așa. Aici sunt găinile. Ia uitați. Și aici avem cei 4 iepurași. Iepurașii fluture german. Așa. Și ceilalți iepurași care i-a cumpărat sunt cam nebuni. Dar sunt frumoși și acești iepurași. Ia uitați. Aici este masculul. Și aici este femeia. Stau să văd un pic. Ba nu, acesta este masculul. Și aceasta femeia. Aceasta este femeluța de uriaș german. Și aceasta este masculul. Berbec german. Văd că nu. Acum nu-și ține urechea jos. Ar trebui să-și o țină. Dar totuși, toți sunt frumoși. O să-i despart. Femeile, aici o să țin femelele și
Aici o să bag masculii. Adică pe această femelă și pe femeia aceea să țin aici și masculii o să-i mut în cealaltă boxă ca să nu se împerecheze sau să facă ceva. Uitați. Aceasta este femeia Oreaș German. Uitați. Aceasta este femeia Oreaș German. Acesta este masculul berbec german. Uitați. Sunt foarte frumoși. Așa că cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Am vrut să vă prezint ca fătat această femeală de aici. Așa. Nu uitați. Cuibul este în regulă, s-a smuls destul de mult și femeia n-a slăbit foarte tare, n-a slăbit. Nu-i se simte coloana, este destul de grasă. Așa. Așa că sper că o să trăiască iepurașii și să avem noroc cu ei. Cam acesta a fost videoul de astăzi. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Alin și Iepuri. Ne vedem în câteva zile cu un alt videoclip în care o să vedem evoluția iepurașilor care sunt fătați și dacă o să mai fete și celelalte femele. Așa că vă salut!